Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună ziua, oameni buni! O ediție, ca să spunem așa, de cafea nu dimineață, ci la prânz, dar rămânem sub același generic, pentru că de câteodată cafeaua este bună și la prânz, mai ales când ai cu cine să o bei. Și de data aceasta am marea plăcere, noi nu e prima dată când vorbim despre acest exemplu numit Oradea, am marea plăcere să fim gazdă noi cei de la Mesagerul pentru o persoană, cum spuneam dimineață în promo, care nu vorbește despre reformă în sănătate, nu vorbește despre vom face, ci o persoană care dovedește la firul ierbii că reforma se poate face în condiții pe care unii le cred, dom'le, imposibile. Domnul doctor Gheorghe Carp, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, bună ziua, bine ați venit la noi în emisiune. Bună ziua. Alături de domnia sa, George Lazar, președintele PNL Neamț. Bună ziua, și alături de dânsii, domnul Andrei Carabelea, primarul orașului, municipiului Piatra Neamț. Bună ziua, bine v-am găsit. Că vă supărați, că nu vă supărați pe mine, stimați domn din Neamț, astăzi vom discuta mai mult cu domnul Car, pentru că îmi pare rău, nu am cum să-l pun pe domnul Bolojan să-l prezinte pe domnul Carp, pentru că noi am avut o emisiune cu domnul Bolojan în care el a vorbit despre domnul Carp. Dar în mare, domnul Bolojan spunea cam așa, ci că am avut norocul să dau peste domnul Carp, cu care am putut să fac toate aceste lucruri în sănătate, în județul Bihor. Dacă ar trebui să vă citesc curriculum vitae, terminăm emisiunea și n-am putut să vă întreb nimic. Așa că astăzi cu dumneavoastră vreau să discut nu ce veți discuta în conferințe de presă, ați mai fost și în alte pășuri. Eu vreau să vă întreb așa, care sunt condițiile necesare și suficiente câteodată pentru ca ceea ce ați făcut dumneavoastră împreună cu administrația din Oradea, Bihor acum, să se poată întâmpla la nivelul sistemului de sănătate. Și nu povestesc eu ce ați făcut, noi am scris, cred că, peste 30 de articole în Mesagerul de Neamț despre modelul Oradea în sănătate, dar vă lac pe dumneavoastră să ne spuneți care sunt condițiile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Vorbesc de șansa domnului Bolojan de a mă întâlni pe mine. La același lucru pot să spun și eu, a fost pentru mine o șansă că am dat peste un primar care era plecat asupra problemelor sănătății din Oradea și din Bihor. Esențial este ca autoritatea locală să fie convinsă de importanța dezvoltării sistemului spitalicesc. Și la Oradea acest lucru s-a întâmplat, a început în 2008 și continuă și în momentul de față, dar în 2012, când a apărut legea descentralizării, a fost de fapt impulsul care ar fi trebuit să deie loc la dezvoltarea spitalelor care sunt în subordinea autorităților locale. Noi eram conștienți de faptul că preocupările concetățenilor noștri sunt direcționate în special spre asigurarea sănătăților. Am mai spus-o în 2008 la un sondaj asupra priorităților orădenilor. Pe primul loc era sănătatea cu 81%. Nu asfaltările, nu canalizările, nu parcurile, nu aeroporturile, ci spitalele. În 2016, același sondaj a arătat că sănătatea a rămas pe primul loc, dar cu 21%, înseamnă că o mare parte din lucrurile care n-au mers înainte s-au remediat. Noi am așteptat în 2012 ca toate autoritățile locale să aibă acest impuls de a contribui la rezolvarea problemelor spitalelor care sunt în subordinea lor. Mă refer la consiliile județene și la consiliile locale. Spre surprinderea mea, au fost foarte puține administrații care au înțeles acest mesaj și după 12 ani rezultatele se văd.
acele comunități care au prioritizat asistența medicală au reușit să modifice fața spitalelor și eficiența spitalelor, autoritățile locale care n-au înțeles acest lucru au lăsat ca spitalele să intre în paragină. Din punct de vedere tehnic, tehnologic și profesional au rămas în urmă și este foarte greu să remontezi un handicap de ani de zile. De aceea sunt acum la Piatra Neamț pentru că colegul meu din Senat, domnul senator Nazare, m-a solicitat să-mi dau cu părerea ce s-ar putea face la Piatra Neamț. Este normal că condiția esențială este ca autoritatea locală să fie cea care să contribuie la reformarea, dezvoltarea sistemului spitalicesc. Și în discuțiile care le-am avut ieri, este foarte important că atât Consiliul Județean cât și Primăria Municipiului Piatra Neamț să colaboreze și să poată finanța acele proiecte care ar duce la dezvoltarea spitalului, plus accesarea de fonduri europene, pentru că sunt anumite fonduri europene care pot fi accesate de primării, altele de Consiliile Județene și altele de către spitale. Și vă dați seama că banii sunt pe jos, numai trebuie să te apleci să iei. Și dacă nu faci efortul ăsta, rămâi în urmă. Noi am avut noroc la Oradea și cu proiectele transfrontaliere, dar absolut toate proiectele care ni le-am propus pentru dezvoltarea sistemului ne-au ieșit pentru că am fost motivați și pentru că autoritatea locală ne-a ajutat foarte mult. În cadrul primăriei există un compartiment de proiecte europene care mai mult de 30% se ocupă de proiectele din sănătate. Vă întrerup o secundă. Să spunem celor care se uită acum și se vor uita și în continuare, emisiunea va fi reluată și luni dimineața, că la spitalul județean de urgență era la Consiliul Județean în Bihornu și el a trecut la primărie la un moment dat. Da, deci în 2010 Spitalul Clinic Județean era la Consiliul Județean și Spitalul Municipal era la primărie. Consiliul Județean și-a declinat competența de a administra spitalul și atunci s-a evitat acea ocazie care administrația din Oradea a acceptat-o să preie și Spitalul Județean. Oradea fiind singura reședință de județ unde spitalul era în subordinea primăriei. Asta ne-a ajutat să, din 6 spitale să facem 2 și din 2 să facem un singur spital, care ne-a permis să eficientizăm activitatea spitalului și să dezvoltăm spitalul. Dar poate că Piatra Neamț ar putea să fie unicat în România, în condițiile în care propunerea de ieri a fost, în discuțiile de ieri, ca să se ajungă la o înțelegere între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Piatra Neamț, în așa fel ca ambele autorități să contribuie la dezvoltarea Spitalului Județean din Piatra Neamț. Și cred că ar fi primul caz în care două autorități locale vor colabora pentru binele concetățenilor lor. Acum, având în vedere lucrurile așa cum sunt ele în Neamț în momentul acesta, nu cred că conjunctura actuală din Consiliul Județean permite o asemenea chestiune. Nu știu, îl întreb pe domnul Lazar, ați avut discuții pe tema asta cu cei care sunt acum la județ? Nu, am avut discuții cu domnul primar. O să revenim asupra spitalelor. Sunt multe exemple care pot fi preluate și la noi. Am avut discuții cu colegul și prietenul meu, cu domnul primar Andrei Carabela, ca după data de 9 iunie, să facem un parteneriat public între Consiliul Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra Neamț, pentru a pune bazele unui spital modern, pentru a găsi cele mai bune soluții împreună, pentru a găsi două surse de finanțare, și primărie și Consiliul Județean, plus alte surse de finanțare care înseamnă fonduri europene, primărie și fonduri guvernamentale, pentru a pune umărul ambele administrații, și cea județeană și cea locală, la realizarea unui spital nou, unui spital modern. Mă refer în special la indicele de complexitate a cazului. Un spital de gradul 2 primește 1.600.000 de lei pentru un pacient. Dacă are indice de complexitate 1. Dar dacă are indice de complexitate 2, primește 3.200 de lei.
Deci nu numărul de paturi reflectă mărimea și puterea unui spital, ci numărul de cazuri rezolvate și timpul în care se rezolvă aceste cazuri. Atunci politica noastră a fost de reducere de paturi, pentru că cei care spun că n-au paturi goale în spital cu sutele în fiecare zi, mint. Pentru că după statisticile noastre, 1.000-2.300 de paturi în fiecare zi în spitalele peste 1.000 de paturi sunt goale. Și atunci noi menținem acest număr de paturi cu personal aferent, cu salariile care sunt date în fiecare lună. Noi am făcut o reducere de 81 de paturi. La 81 de paturi, fondul de salarii era de 479.000 de ron pe lună. Asta într-un an de zile e aproape 1.000.000 de euro. Da? Pentru dacă paturile erau ocupate, atunci spitalul rămânea cu 1.000 de lei. Dar dacă paturile nu sunt ocupate, rămâne numai cu cheltuiala salarială. Și atunci am preferat să reducem numărul de paturi, să recunoaștem că numărul de cazuri poate fi acoperit cu paturile care sunt. O altă problemă este că numărul de paturi se poate reduce odată cu tehnologizarea spitalului, pentru că o durată de spitalizare care, să spunem, acum 12 ani era de 7,5 zile, acum este de 3 zile jumate, da? Și atunci, cu jumate de număr de paturi, poți asigura același număr de pacienți într-o lună. Sunt lucruri care țin de management, care un pic te complică, pentru că trebuie să fii foarte eficient ca să gospodărești aceste paturi, dar este posibil și veniturile pot să crească. Și atunci este normal că dacă ai cheltuieli salariale de 90, 100 sau chiar sunt spitale în România ca 120% cheltuieli salariale, unde mai sunt medicamentele, unde sunt materiale sanitare, unde sunt fondurile necesare dezvoltării sau achiziției de aparatură. Recomandat este maximum 70%. Noi avem 59%, dar cred că putem coborî până la 55%, dacă suntem eficienți și politicile care le facem acum vor da rezultate. Și atunci avem bani mai mulți pentru dezvoltare și pentru a putea să avem în permanență materialele sanitare și medicamentele care necesită spitalul. Niciodată la noi nu trimitem pacientul să-și cumpere materiale sanitare sau medicamente, pentru că este obligația noastră să le asigurăm acest lucru. Și atunci putem să le dăm satisfacție din punctul ăsta de vedere. Știți, pentru mine sună OSF, ce spuneți dumneavoastră. Și pentru nemțeni sună OSF. Pentru că dacă eu spun acum că, de exemplu, la dumneavoastră aveți drone care transportă... Nu este un studiu. Un studiu. Deci, da, între Marghita, mă rog, Aleș, Alonta, etc. Da, este un proiect împreună cu primăria, pentru că laboratorul Spitalului Clinic Județean, din patru laboratoare din spitalele care s-au unit cu Spitalul Județean, a rezultat un singur laborator, care este primul laborator robotizat în sistemul public din România. Și poate asigura tot județul, să asigure analizele pentru tot județul, vorbesc de spitalele din județ, la niște costuri diminuate. După un an de zile de funcționare a laboratorului robotizat, cheltuielile au scăzut cu 30%, timpul de eliberare a rezultatelor cu 75% și personalul este jumătate. Și atunci a fost astfel configurat laboratorul că la nevoie poate să asigure tot județul. Și atunci se punea problema transportului. Pentru anumite urgențe este logic să fie aduse cu drone. Deci e o chestie fezabilă, se practică în Noua Zeelandă, Australia, Marea Britanie și în România într-un sistem privat. Iar pentru cele care sunt... Nu reprezintă urgență, sunt aduse cu ambulanțele, pentru că în fiecare zi de la spitalele orășenești din județ vin ambulanțe. Asta ce înseamnă? Că pacienții care sunt internați în spitalele din județ, în cele 5 spitale orășenești din județ, pot să li se asigure acele investigații care laboratoarele de la nivelul spitalelor orășenești nu le pot face. Și atunci nu mai este supraaglomerat spitalul județean, ci le punem la dispoziție toate acele rezultate care pot să îi ajute în punerea diagnosticului și instituirea tratamentului corect. Acum în Bihor este în curs de definitivare consorțiul de spitale
De ani de zile se lucrează la telemedicină cu spitalele orășenești din județ, ceea ce ne permite să punem ori la orice oră din zi și din noapte, diagnostice imagistice, ecografice și electrocardiografice. Și atunci nu ni se mai trimit la Oradea suspiciune de fractură sau suspiciune de infarct sau mai știi ce diagnostic, ci avem certitudine că la Oradea vor să simt într-adevăr acei pacienți care necesită asistență medicală în Spitalul Clinic Județean. Cum spuneam, SF, domnul primar, ce spuneți de chestia asta? Domnul Bănărescu, la începutul emisiunii vorbeați și dumneavoastră și domnul doctor despre noroc, despre șansă. Și amintesc acum o vorba lui Vergiliu, un vers al lui Vergiliu, din epopeea lui, care spune că norocul și-l fac cei cutezători. Norocul orădenilor este că au ales o administrație care a fost orientată de la bun început pe eficiență și că a fost o administrație care a funcționat de la bun început pe principiul cooperării, pe principiul colaborării interinstituționale. Între primărie și Consiliul Județean, de 12 ani există o colaborare neîntreruptă. Și rezultatele se văd. Un management eficient atât la nivel administrativ, cât și la nivel de domenii sectoriale. La Piatra Neamț, realitatea e năucitoare și este cu totul și cu totul diferită. Pentru că unul se apucă de treabă și celălalt îi pune piedici. Cam asta am constatat că se întâmplă la Piatra Neamț. Și ceea ce este paradoxal este că ajung să fie implicați în aceste piedici chiar oameni care se plângeau la vremea în care erau primari, de exemplu, de această abordare păguboasă. Și acum sunt partea aceluiași mecanism. Înfrânarea dezvoltării. Vrem management eficient? Atunci trebuie să lăsăm profesioniștii să-și facă treaba și să-i susținem cu resurse. Iar noi, în loc să facem asta, ne risipim pe împrăștierea resurselor, în loc să investim în Spitalul Județean Piatra Neamț, ducem banii la Lețcani și îngropăm acolo, în loc să lăsăm experții să vină cu soluțiile tehnice, le dictăm ce să scrie și să-și păteze profesionalismul și semnătura. Acestea sunt lucrurile care trebuie să înceteze. Și de asta eu am încredere în pragmatismul și seriozitatea lui George să mergem pe o direcție comună, pentru că Piatra Neamțul are nevoie de o colaborare interinstituțională între primărie și Consiliul Județean. Fără asta vom vorbi despre aceleași rezultate și peste 4 ani. Un spital care nu merge spre bine, ci din rău în mai rău. Eu aș vrea pentru dumneavoastră, cei din Neamț, dar domnul doctor o să explice mai bine decât mine, cum s-a ajuns, să vedem cum s-a ajuns la acest laborator de analize robotizat. Pentru că el nu a fost făcut așa. Aici este vorba de un proiect, dacă nu mă înșel, transfrontalier, nu? Da. Cu 2 spitale din Ungaria, sau mă rog. Bine, acum de obicei cu spitale din Ungaria, ori din Debrețin, ori din județul Hajdú-Bihor. Dar nu contează cu cine, ci contează că s-au făcut. Că s-au făcut și că s-a găsit această cale de a dota un laborator care vă permite să faceți analize pentru tot județul și cu costuri, cum spuneați dumneavoastră, 30%. Eu citeam în presa din Bihor că și timpul de eliberare a rezultatelor a scăzut. Cu 75%. Ceea ce este absolut fabulos. Deci, și atunci, nu știu, ar trebui un plan pentru sănătatea din județul Neamț, pornind chiar de la exemplu acesta. Consorțiu, ideea de consorțiu. Domnul doctor, explicați un pic ce se întâmplă la nivel de gărzi, ce se întâmplă la nivel de medici cu acest consorțiu, ce se poate întâmpla. Păi consorțiile funcționează în Statele Unite, în Elveția, în Spania, deci nu este o invenție a Bihorului, este o chestie care se practică și a fost destinată tocmai salvării spitalelor mici. Pentru că spitalele mici erau sortite închiderii. Și atunci au găsit această soluție, pentru că sunt o grămadă de cheltuieli care pot să fie optimizate. Sunt o serie de politici de dezvoltare care trebuie finanțate. Și în cadrul consorțiului, după statutul care îl are consorțiu, poți să împrumuți un spital să se dezvolte. Dacă faci achiziții centralizate,
comanzi 1 milion de senin sau 5 milioane costă de mai senin, puțin. Costă mai puțin și poți să dai, dacă li se termină stocul lor, poți să-l împrumuți, poți să-l ajuți întotdeauna. Deci niciodată și nu stai cu frica că îți vine, cum se cheamă, curtea de conturi și te întreabă de ce ai făcut treaba. Nu, pentru că totul va fi făcut, statutul consorțiului este în așa fel făcut încât să permite întrajutorarea acestor spitale și sprijinirea lor. Sunt o serie, în afară de achiziție, asistența juridică. Vă dați seama că spitalele mici nu au atâtea procese cât are un spital mare, că spitalul mare are o serie de procese civile, penale, malpraxisuri, dreptul muncii. Și atunci le poți asigura asistență juridică. Probleme de personal, când se organizează concursuri pentru cadrele medii, de exemplu, se poate ține pe consorțiu și în funcție de medie să poți alege spitalul în care vrei să lucrezi. Deci sunt o serie de avantaje care numai după ce va funcționa un an, doi, ne vom putea seama de anvergură și pot să fie completate. Deci fiecare spital trebuie să facă ceea ce poate să facă, nu ceea ce dorește să facă, pentru că nu poți să faci neavând baza materială și umană necesară pentru a face tot ce dorești. Și atunci trebuie să te limitezi la ce poți să faci. Și asta îți garantează că nu irosești resurse și că întotdeauna ai o mână întinsă care te ajută să ieși din situații complicate, în special medicale. Deci, conducerea cine conduce acest consorțiu? Sau este conducere colectivă. Conducere colectivă. Ori pentru asta trebuie să ai oameni deschiși la așa ceva. Păi da, numai pentru că trebuie să fie deschiși, dar vor fi și clauze de excludere din consorțiu dacă nu îndeplinesc anumite... Deci nu vom face un pseudo-parlament local spitalicesc în care să ne certăm. Din contră, scopul este ajutorarea, nu cearta sau crearea de dificultăți. Este o mână întinsă spitalelor mici. Spitalul județean trăiește foarte bine fără ei. Dar populația din județ trebuie ajutată pentru că trebuie să aibă aceleași șanse ca și cei din Oradea. Deci noi chiar dacă vom reuși să achiziționăm un helicopter pentru transport medicalizat în Bihor, îl vom cumpăra pentru că orice locuitor al județului trebuie să aibă garantat accesul rapid la asistență medicală de urgență. Eu sunt, cum să spun, aș face emisiunea numai cu domnia sa în continuare. Să-l tot întreb, pentru că lucrurile acestea par de domeniul SF-ului în Neamț. În condițiile în care te duci pentru te duci în unitatea de primire urgențe, n-am nimic cu medicii de acolo, sunt oameni dedicați, stau, dar așa e sistemul. Te duci și aștepți niște analize care durează enorm. Nu... mai vin de la Bicaz, de unde mai vin, de la Târgu Neamț. Și lucrurile se desfășoară parcă într-un relanti, dar multe ori și cum dai și cu înapoi filmul și zici, domne, de ce? Și când dumneavoastră veniți și povestiți, e drept, pentru noi nu este chiar o mare surpriză, că tot am mai scris despre asta. Dar pentru cei care sunt din Neamț, este efectiv o surpriză. Și de aceea fac apel la cei doi domni care sunt aici și care chiar ar trebui să ia aminte la ce se întâmplă și la cei care nu sunt aici ar trebui să ia și ei aminte și să-și pună pe prim plan acest lucru. Dom'le, haideți să reformăm acest domeniu al sănătății din Neamț. Domnul Vali, prioritate pentru noi, în mod clar, e sistemul medical din județul Neamț, din Piatra Neamț, spitalul de urgență Piatra Neamț. În mod clar, l-am invitat și mulțumesc în mod deosebit domnului profesor, domnului doctor Gheorghe Carp, că a venit în Neamț, că a venit alături de noi să ne explice, pentru că avem ce învăța de la domnia sa, avem ce învăța din managementul pe care îl aplică cu succes în Oradea, atât din punct de vedere a managementului sanitar, dar și mai important a înțelegerii între administrația, cum spunea și Andrei mai devreme, între primărie, Consiliul Județean, manager de spital, pentru că îmi trage toată lumea la aceeași căruță pe românește, căruța e o miște, merge înainte. Mai greu, dar merge înainte, o pui pe un drum, pe un făgaș și merge înainte. La noi, la Neamț, la Consiliul Județean trage într-o direcție, primăria, Piatra Neamț și fiind băgată în seamă pe problemele medicale, din păcate, cu toate că ar fi un
ar fi un partener, un coechipier foarte bun și de luat în seamă. Și fiecare la Spitalul Județean pune acolo în ultimii 10 ani tot felul de manageri. Unii cu experiență medicală, alții fără experiență medicală, dar niciunul cu experiență managerială în sistem sanitar. Avem acest colaps în care am intrat și interesele mărunte care au fost la noi la Spitalul Județean, domnul Bălănescu, trebuie să le spunem. Că interesul n-a fost să lași un manager să dezvolte spitalul sau să atragă proiecte, ci interesul a fost, hai să vedem ce firmă lucrează de fază, cine pune camerele la vedere, cine repară, cine face, cine mai dă o mână de var. Toate astea au fost ciubucăreli, cum le spunem aici în zona Neamțului, care au interesat pe cei care au manageriat în general Consiliul Județean, factorii politici de la CJ și pe cei care au pus pe la spital pe acolo. Și normal că te uiți după, doar după lucruri mici și după chestii de-astea de 2 lei, n-ai cum să vezi marele față. Ce să vorbim noi la Neamț, să vorbea domnul doctor de sistem robotizat de analize. Habar n-avem noi ce e. De unde să știm? Vorbesc de drone care să transporte analizele pe urgență dintre un spital orășenesc și spitalul județean. Vorbesc de heliport. Vorbesc de, și am discutat foarte multe lucruri și o să mai întrebați dumneavoastră. Asta e un exemplu de bune practici și consider că atât eu cât și Andrei avem ce învăța pe de o parte la domnul manager, ca pe de o parte la domnul primar Bolojan sau de la domnul președinte. Acum președinte. Ilie Bolojan. Avem ce președinte de județ, ca să nu fie cumva... Avem ce învăța de la foarte mulți oameni, pentru că doar prostul are autosuficiență și zice că le știe pe toate. Omul care zic eu mai deștept, își dă seama cât e mai deștept, cu atât știe mai puține. Și are ce învăța de la fiecare interlocutor, mai ales de la somități în domeniul fie al administrației, fie al managementului sanitar. Și de asta l-am invitat pe domnul Carp în zonă să ne explice și nouă ce se întâmplă la Oradea, cum vede dumneavoastră lucrurile. Am fost într-o vizită la Spitalul Județean Neamț și a făcut și dumneavoastră o părere pe care o vom discuta pe larg după, să ne spune și nouă ce vede că e în regulă, ce nu vede a fi bine. Și urmează să facem și o vizită în perioada următoare împreună cu domnul primar Andrei Garabelea la Oradea, la Bicorp, atât la domnul Ilie Bolojan, cât și la spitalul de la Oradea, să vedem și noi cum sunt lucrurile acolo în realitate, pentru a te inspira. Nu inventăm noi apa caldă, cum n-au inventat-o nici ei, ci au luat modele de bune practici din vest, din occident, le-au aplicat, să luăm și noi, la rândul nostru, să le aducem în Neamț, să le aplicăm. Iar interesul este clar și prioritatea noastră este crearea unui sistem sanitar în județul Neamț performant. Noi am promis domnului și Bolojan. Și vă rog să întrebați și închid să întrebați pe domnul Carp ce înseamnă un management sanitar și spitalul eficient în Bihor, ce înseamnă pentru oraș, pentru zonă, ca și dezvoltare. Că e foarte important să înțeleagă și telespectatorii noștri din Neamț. Imediat. Eu vroiam doar să vă spun, uite, mi-ați luat ideea acum că m-ați întrerupt. Vă dau un apă. Da, știu că dumneavoastră dați. Deci, apropo de ce ați spus dumneavoastră, ce înseamnă managementul pentru spital, eu o să-mi permit, chiar dacă o să fiu un pic plictisitor, să citesc ceva ce s-a scris în Mesagerul în anul 2020. Ce se întâmplă la Oradea conține o învățătură dură și profundă, esență de temelie a semnalului de înviere a României. Nimic nu a izbucnit peste noapte. Administrația, mediul de afaceri, educația, sănătatea, cultura, biserica, societatea civilă, în ansamblu ei, cu o contribuție discretă și seniorială din partea diverselor cluburi, asociații și organizații discrete de felul lor, plus factorii politici, vibrează sincron pentru progres. Cu frica de Dumnezeu, în respectul oamenilor și al legilor. Nu sunt perfecți, scriam noi atunci. Nici nu și-au propus asta. Contează ce domină. Confortul și mulțumirea localnicilor sunt certificate de sondajele de opinie. Și aș mai spune eu, și de vot. Sunt campioni neîntrecuți în atragerea și valorificarea superioară a finanțelor europene. Nasc invidii, generează respect. Amprenta inginerului Bolojan, primar din 2008, prefect din 2005 și 2007, apoi cu toate, e în 2020 scrisă. Amprenta domnului Carp, totul s-a dezvoltat pentru oameni, prin oameni. Prietenia orădenilor nu ține cont de rangul de mărimea portofelului. Exemplul personal a devenit o valoare esențială a comunității. Am greșit cu ceva, domnul Carp? 2020 a fost un an chiar deosebit, dar ne-a adus și foloase.
Pentru că ne-a învățat, am tras niște concluzii după pandemie și ne-a orientat pentru posibile viitor pandemii. Și de aceea acum s-a început construcția unui spital de boli infecțioase. Deci cum la dumneavoastră se construiește un spital, da, nou? Da. Fac și eu pe miratul. De 134 de milioane de euro pe PNRR, care toate învățămintele din pandemie au fost trecute în spitalul ăsta și va fi poate cel mai modern spital de boli infecțioase, în așa fel ca într-o eventuală pandemie să avem toate condițiile asigurate cu spitalul ăsta, să acopere necesarul, mai ales de terapie intensivă și de pacienții pozitiv la virusul care va fi, cu saloane cu presiune negativă, cu terapie intensivă care în 24 de ore se multiplică de la 7-4 la 42-4, Bihorau 42-4 de terapie intensivă. Spitalele de infecțioase nu prea au terapie intensivă, ăsta va avea terapie intensivă de 7-4, dar infrastructura e făcută în așa fel ca în 24 de ore să ajungă la 42-4 de terapie intensivă, plus o chestie logică, un bloc operator, pentru că pacientul contaminat înainte era dus într-un spital general, unde ceilalți pacienți erau supuși pericolului contaminării. Am avut un pic de probleme pentru că nu vrea DSP-ul să înțeleagă de ce ne trebuie sală de operație. E mult mai simplu să duci doi doctori și două asistente decât să duci un pacient infectat într-un spital de un spital general. Totul este făcut în așa fel încât să corespundă normativelor din secolul 21, un spital județean are cam 20.000 de metri. Ăsta, cu toate normativele, va avea 52.000 de metri pătrați. Un spital județean are 4-5 lifturi, ăsta va avea 17 lifturi. Pentru că respectă tot ce se cere în secolul, în Uniunea Europeană, nu în România, în Uniunea Europeană. Și atunci, într-adevăr, această biosecuritate din spitale este salvată și avem încă un spital care este pus la punct. M-a surprins pentru că majoritatea spitalelor din România au accesat proiectul de eficientizare energetică și acum când am fost la Spitalul Județean din Piatra Neamț n-am văzut nici urmă de eficientizare energetică. Ar fi o poveste prea lungă să explic acum ce s-a întâmplat cu proiectul. Sunt bani care s-au pierdut pentru absolut. Că prin eficientizare energetică noi facem economie la acele cheltuieli pentru utilități de 10-15%. Mai repetați o dată să audă și cei care au pierdut proiectul. Deci este vorba de economie de 10-15%. Important nu este să audă, cât să și înțeleagă. Noi ne facem datoria să transmitem mesajul ăsta de ani de zile. Din păcate, asta e. Spunea domnul Lazar că ce înseamnă, să răspundeți la întrebarea, ce înseamnă managementul sanitar pentru dezvoltarea orașului? Păi, în primul rând, vă vorbesc de particularitățile Oradei. Oradea este un oraș de graniță, are acest avantaj că, cel puțin din punct de vedere al poziției geografice, este atractiv. Dar nu interesează neapărat pe investitori străini atractivitatea poziției. Și în primul rând sunt preocupați de securitate, sistemul educațional, pentru că vor veni expații, vor veni cu familii, da? Și sistemul de sănătate. Deci sunt trei criterii care sunt printre primele când hotăresc să-și mute unitățile productive sau sediile într-un oraș. Și eu la început eram un pic surprins, dar erau totdeauna interesat de spital. Vreau să vadă spital. Un oraș mare nu poate să fie fără spital mare, dar un spital mare nu poate să fie fără un oraș mare. Și ambele entități se influențează. Deci, odată cu creșterea calității asistenței medicale, va crește și orașul unde a crescut această calitate. Orașul va deveni atractiv, poate în anumite domenii chiar centru de excelență. Și atunci, complet se schimbă statutul orașului. Să nu credeți că Oradea a fost într-o situație privilegiată în 2005 sau în 2006. Era cam tot pe aici.
De asta insist pe exemplu dat de Oradea, pentru că plecarea s-a făcut cam de pe aceleași poziții. Toți au contat de la aceleași. Exact. Au contat oamenii, deschiderea spre a schimba și poate și o anumită încăpățânare de a face lucruri. Acum deci când a venit legea descentralizării, toți am pornit de la același punct. Proiecte, finanțările europene, toată lumea avea acces la finanțările europene. Autoritățile locale care n-au înțeles importanța spitalelor și importanța accesării fondurilor europene, acum plătesc. Și de aceea trebuie niște autorități locale competente care să colaboreze între ele pentru dezvoltarea nu numai comunității, a județului, ci și a sistemului spitalicesc din județul respectiv. O să dureze câțiva ani, dar dacă vă apucați de anul ăsta, pe 2030 sunt convins că va fi altfel. Mi-ați dat o speranță. Da. Domnul Carabela. Se vorbea mai devreme și chiar îl urmăream cu atenție pe domnul doctor. Serviciile de bază la nivelul unei comunități, de la care pornește dezvoltarea economică și prosperitatea unei comunități, sunt educația și sănătatea. Primăria Piatra Neamț are această disponibilitate și interesul de a investi în sănătatea oamenilor, dar astăzi nu avem temeiul legal și posibilitatea legală de a face acest lucru, tocmai pentru că există acest blocaj, această obstrucționare de la nivelul Consiliului Județean. Așa că ne direcționăm focusul pe a investi în educație. Anul acesta am alocat 25% din buget pentru modernizarea bazei materiale la nivelul educației. În ultimii ani am investit peste 430 de milioane de lei pentru a face lucruri concrete în modernizarea, în creșterea calității vieții oamenilor. Astăzi a fost publicat de Fitch ratingul orașului și ne arată că după ce acum 3 ani eram un oraș falimentar, astăzi suntem un oraș stabil cu perspectivă investițională. Lucrurile sunt într-o direcție bună, așteptăm să fim lăsați, să decidem soarta noastră investind în dezvoltarea comunității pe termen lung, pilonul de bază fiind, bineînțeles, sănătatea. Acolo trebuie să ne orientăm focusul. Și în ultimele 3 luni am analizat împreună cu colegii din primărie și am avut discuții cu specialiști în domeniu ce putem face pentru a compensa aceste slăbiciuni pe care le avem la nivel de oraș în ceea ce privește investițiile în sănătate. Și ne gândeam la perspectiva înființării unui spital municipal. I-am cerut un feedback, o părere domnului doctor și ne-a spus cu sinceritate că acest lucru nu trebuie făcut, cât avem un spital în care astăzi trebuie să ne orientăm atenția pentru a investi și a pune la punct niște lucruri, având perspectiva și nevoia de a gândi o investiție majoră, dar o investiție profesionistă. Uitați-vă la să analizăm un pic ce perspectivă a avut Consiliul Județean pentru înființarea unui spital nou de peste 100.000 de metri pătrați ca suprafață desfășurată, în condițiile în care nevoia reală astăzi este undeva la 25.000 de metri pătrați. Pentru ce să facem o investiție mamut, ineficientă, nejustificată, unde nici măcar nu exista o perspectivă reală de a reuși să atragi acei bani europeni, peste 620 de milioane de euro sau cât costă acel spital. Domnul Carabela, acea investiție era direct proporțională cu ego-ul celui care a propus-o. Nu a avut legătură cu realitățile din teritoriu, n-a avut legătură. Toată lumea a spus atunci, domne, nu se poate asta. Era legătură indirectă, direct proporțională cu ego-ul celui care a propus-o. Eu spun să nu mai vorbim de lucruri de genul acesta, să vedem ce se poate. Spre viitor, exact. Nu neapărat în urmă trebuie să vedem exact. Trebuie pentru și istoria, să ne știm până la urmă, chiar și cea recente, pentru a înțelege din greșelile altora sau poate chiar ale noastre câteodată și pentru a nu le repeta și a face lucruri exact. Bune pe viitor. De asta și suntem la aceeași masă împreună cu domnul manager, care pentru a învăța din experiența domniei sale, din inovațiile pe care a adus în actul managerial și cum a făcut ca lucrurile să funcționeze la Oradea, de acolo trebuie să învățăm și noi
și să ne consultăm și să aplicăm și noi în județul Neamț. E, nu absolut, e foarte complicat, e de muncă, e de muncă și trebuie să fim dibaci aici, să avem oameni pregătiți sau firme de consultanță bune pentru a găsi soluții întotdeauna pentru a accesa acele pârghii ale fondurilor europene și a nu le pierde. E foarte important. Noi în județul Neamț, domnul doctor, nu cred că nici n-am avut timp să discutăm foarte mult pe subiectul ăsta. Județul Neamț e campion la ratarea proiectelor europene. Păi, acum vreau să spun, sunt 8 proiecte europene pe care s-a semnat finanțare și care la care s-a renunțat. Adică este da, vorbesc de spital. Este incredibil. Eu am spus că este o crimă, dar mă rog, lumea spune că sunt poate prea radical. Eu vreau să vă întreb ceva, domnul doctor, știu că aveți programul foarte bine drămăluit, vreau să vă întreb ceva pentru mine în special, dar și pentru dânsii. Care a fost rezistența sistemului la toate aceste schimbări? Pentru că schimbarea nu s-a făcut într-o zi, ați început în 2008, 2005, 2008, 2010, după aceea tot așa. Care a fost rezistența în sistem? Păi, dați seama că cel puțin 5 oameni mă urăsc. Ăștia sunt foștii mai negri de la spitalul care s-au desfințat. După aia sunt directorii medicali, directori de îngrijiri, care toți vor să fie șefi. Dar nu era un spital de 100 de paturi, avea director medical, director de îngrijiri, director general, director nu știu de care. Administrativ, pentru ce, etc. Pentru ce? Și atunci, bineînțeles că banii care sunt alocați pentru sănătate nu se ajungă niciodată dacă îi împrăștii pe prostii. Gândiți-vă că numai din salariile directorilor erau miliard pe lună. Da? Asta înseamnă 12 miliarde, da? Bani. Numai salariile directorilor. După aia ei insistau să aibă paturi ca să aibă personal, ca să poată să-și rezolve cunoștințele sau pilele ca să-și le bagi în spital. La noi este destul de exigent admiterea în spital a personalului medical și mediu medical. Totul este filmat. De la întocmirea subiectelor, scrisul, oralul, absolut totul este filmat. Deci nu există posibilitatea de fraudă, pentru că dacă angajăm personal mediu de slabă calitate, ne va face probleme. Dacă angajăm doctori de slabă calitate, ne vor face probleme. Și atunci preferăm, am avut situații în care a fost un examen la orele, s-au prezentat patru, niciunul n-a luat. Pentru că dacă permiți unuia de proastă calitate să intre în spital, după 40 de ani nu scap de el. Din păcate și legislația muncii este foarte greșită din punctul meu de vedere, pentru că permite leneșilor și celor care mai mult rău îți fac decât bine să nu poți să scap de ei pentru că au luat un examen. Dar vorbeam mai înainte că 10% din doctori nu își fac salariu. Și atunci ar trebui să le dăm statutul de asistat social. Este incredibil ca un doctor să nu își facă salariul prin prestațiile medicale de contate de casă. Explicați, nu toată lumea înțelege. Noi încă nu avem un sistem sanitar în care medicul care lucrează mai mult să câștige mai mult. Da, sunt niște semne așa prevestitoare de normalitate că salariul va fi o sumă fixă la care se adaugă sumele corespunzătoare realizării indicatorilor de performanță. Dar sună frumos, dar nu știu care vor fi acei indicatori sau cât va fi suma fixă. Vă întreb, la un moment dat ați avut contracte de management pe secții. Este și este obligator și acum. Și acum. Funcționează? Nu. Nu funcționează. Nu, pentru că este contract de administrare care oricând ai putea să-l schimbi pe șeful de secție, pentru că ei nu sunt obișnuiți cu managementul secției. Ei știu că au drepturi și nu îndată. Obligațiile cam uită și atunci unii încearcă să conducă autocratic, alții sunt băieți buni și lasă să fie dezordine și atunci mai trebuie să schimb din ei din când în când ca să realizeze care e toată treaba. Deci, am insistat pe această întrebare cu rezistența sistemului ca să își dea seama toată lumea că, pe de o parte, e greu să reformez, după aceea trebuie să schimb și mentalitatea foarte mult și să scap de cei care îți pun piedici.
Eu aș vrea să stăm mai mult în emisiune, dar din păcate aveți o conferință de presă peste câteva minute. Bineînțeles. Vă mulțumim tare mult că ați avut timpul să ajungeți la noi. Este o reală plăcere și este pentru nemțeni o modalitate de a lua aminte la ce se întâmplă și în altă parte și să înțeleagă că se poate dacă avem autorități competente și dornice să facă o schimbare. Vă mulțumim frumos, mulțumesc cele bune. Mulțumim. A fost o reală plăcere, domnul doctor, numai bine.